În 5 localități din țară, duminică 19 mai, au avut loc alegeri locale. În rezultat, satul Olișcani, raionul Șoldănești, are un nou primar, comuna Mincenii de Jos, raionul Rezina, are un nou consiliu, iar alegătorii din comunele Manta, Cahul, Chetrosu, Anenii Noi și cei din satul Visoca, Soroca, vor fi chemați din nou la urne în turul 2 de scrutin. Asociația Promolex, care a monitorizat desfășurarea alegerilor locale noi din 19 mai, a constatat mai multe încălcări. Care sunt ele, aflăm din buletin. Raionul Soroca va avea un nou consiliu local al tinerilor. Elevii claselor liceale au putut să-și dea votul în cele 10 birouri electorale deschise în incinta instituțiilor de învățământ. Potrivit reprezentanților comisiilor electorale, alegerile au decurs fără incidente. Alte informații aflăm de la Elena Celac. Ziua Mondială Olimpică a fost marcată la Cimișlia. 16 echipe de sportivi din localitățile raionului Cimișlia s-au prezentat pentru a da start unui marș olimpic din centrul orașului până pe stadionul localității, unde s-au desfășurat competițiile sportive. Cu detalii vine colegul nostru, Rodion Vârlan. Zeci de cicliști au participat la cursa Chișinău-Iași dedicată Zilei Europei. Evenimentul a fost sărbătorit și la Ungheni. Cu această ocazie s-a organizat un mic concert în centrul orașului. De asemenea, mai mulți bicicliști din localitățile raionului Ungheni i-au întâmpinat la intrarea în oraș pe cei care au dat start cursei. A urmărit îndeaproape evenimentul Cristina Lupu. Săptămâna dedicată Zilei Familiei s-a încheiat la Soroca spectaculos. Un tânăr și-a cerut iubita de soție, alții doi și-au înregistrat căsătoria, iar un cuplu ce face 60 de ani de căsătorie și-a împărtășit experiența de viață. Toate aceste evenimente au avut loc pe Aleea Îndrăgostiților din Parcul Mihai Eminescu. În 5 localități din țară, duminică 19 mai, au avut loc alegeri locale. În comunele Chetrosu, din raionul Anenii Noi, Manta, din Cahul și Olișcan, din Șoldănești, funcțiile de primar au devenit vacante după decesul edililor votați la alegerile generale din 2011. În satul Visoca, din Soroca, localnicii au avut de ales primarul după ce acesta și-a dat demisia. În comuna Mincenii de Jos, din Rezina, a fost ales consiliul local. Acesta a fost dizolvat pentru că nu a adoptat nicio decizie timp de jumătate de an. Nici decizii hotărătoare care am în vedere în privința comunității. Și după legii, nu este curent, privilegii că dacă nu s-a luat în decurs de 6 luni nicio decizie hotărătoare, se dizolvă Consiliul. Și am ajuns la aceea că cum asta articolul 25 din legea administrației publice și locale spune că când e curs de 6 luni de zile nu se ia nicio decizie, Consiliul se dizolvă. Noi ne-am condus de legii. Potrivit primarului comunei Mincenii de Jos, alegerile s-au desfășurat fără nereguli, în timp ce observatorii au semnalat mai multe încălcări. Foarte bine. N-am avut nicio contestare, totul a fost bine, strategie n-a fost nimic, în decurs de la orele 7 până la orele 21, în decurs tot foarte bine, nu a fost nicio contestare, n-a fost strategie, totul a fost bine. Din păcate, în ziua alegerilor, dar și în ziua precedentă alegerilor, au fost identificate, constatate mai multe cazuri de agitație electorală, ceea ce constituie abateri de la legislație. Vorbim, în primul rând, de ziua tăcerii, care a fost sâmbătă și când au fost așa situația în Vincenii de Jos observată de către efortul de monitorizare Promolex. Deci, mai mulți cetățeni au primit în poartă sau în cutiile poștale, în garde erau puse anumite foi volante, să le zic așa, sau anumite afișe anonime care aveau un conținut denigrator, cu caricaturi și poezii în adresa unui concurent electoral. Deci aceasta a fost o constatare care am spus, așa, fenomene nu ar trebui să aibă loc în ziua tăcerii.
De asemenea, în ziua alegerilor au fost în Mincenii de Jos constatat un caz în care un grup de tineri, mergând din casă în casă, îndemnau alegătorii să voteze lista de candidați la funcție de consilier din partea unui partid. Tot în Mincenii de Jos, în preajma secției de votare numărul 25, candidatul, unul din candidații unui partid la funcția de consilier, a petrecut o bună parte din zi, în dimineața zilei de ieri, în preajma secției de votare, discutând cu alegătorii care veneau să voteze. Observatorii au rămas nemulțumiți și de modul în care a funcționat registrul electronic al alegătorilor. Cel puțin 11 cazuri în care cetățenii care veneau să voteze nu s-au regăsit înscriși în registrul electronic al alegătorilor, deși figurau în listele electorale. Deci aceasta nu a influențat cumva asupra dreptului acestora de vot, ei au putut vota, dar este vorba despre faptul că la aceste alegeri, ca și în alegerile precedente locale, noi CEC-ul încearcă și testează deja în mod repetat registrul electronic al alegătorilor și această procedură contribuie evident la îmbunătățirea acestui registru din an în an, dar, cum am spus, au fost constatate și anumite neajunsuri încă în listele electronice. De asemenea, dacă vorbim de Mincenii de Jos, în circumscripția numărul 15, secția de votare 26, președinta BSE-ului a permis accesul mai multor tineri în cabina de vot, doar după ce aceștia lăsau telefoanele mobile pe o masă. O altă încălcare a fost votarea cu un act de identitate expirat. Un alegător a votat cu buletinul de identitate expirat, de circa 2 ani în urmă. La fel, în Mincenii a avut loc două incidente sau două situații generate de participarea unei și aceleași persoane sau individ care se prezenta ca fiind un îngrijitor a două persoane cu dizabilități, doi vârstnici care au scris anterior cereri de votare la domiciliu și, bine, a fost o situație în care această persoană insista foarte mult să ajute respectivele persoane mai în vârstă să voteze, chiar dacă una din aceste persoane, de exemplu, era în depline facultăți fizice și mentale și a votat într-un final de sine stătător. Straniu este că, vă spunem, aceeași persoană s-a oferit sau figurat ca îngrijitor sau ca susținător a mai multor persoane din localitate. În Mincenii de Jos, rata de participare a fost de circa 62,63%, cu aproximativ 5% mai mică decât la alegerile locale generale din 2011. Încălcări de genul celor semnalate în raionul Rezina au fost depistate și în alte localități. În ziua tăcerii, să zicem așa, în comuna Manta, raionul Cahul, unde de asemenea, ca și în Mincenii de Jos, au apărut anumite afișe anonime care vorbeau în numele unui concurent electoral despre faptul că acestuia îi pare rău că s-a încadrat în cursa electorală, fiind de fapt impus de către anumite grupări și așa mai departe. Au fost multiple cazuri de asemenea în ziua alegerilor constatate de agitație electorală. Practic în toate localitățile au fost constatate asemenea situații. La fel, în mai multe localități au fost observate situații, cazuri când alegătorii erau transportați la alegeri cu automobilele diferitor concurenți electorali sau persoane simpatizante a diferitor concurenți electorali. În rezultatul alegerilor, satul Olișcan, raionul Șoldănești, va fi condus de noul primar Adrian Sveclă, candidat din partea Partidului Democrat. El a acumulat 59% din sufragii. Comuna Mincenii de Jos, raionul Rezina, și-a ales un nou consiliu local, în care 5 mandate le-a primit PDM, 3 mandate PLDM și un mandat PCRM. Alegătorii din comunele Manta, Cahul, Chetrosu, Anenii Noi și cei din satul Visoca, Soroca, vor fi chemați din nou la urne în turul 2 de scrutin. Pentru organizarea alegerilor locale din 19 mai 2013, statul a alocat aproape 180.000 de lei. Elevii au luat cu asalt birourile electorale, ei au venit să voteze pentru noul Consiliu Local al Tinerilor. Alege Consiliul Elevelor. Ce aștept de la acest Consiliu?
Aștept ca în școala noastră să fie regulă, să fie mai dezvoltată, da. Am votat pentru cei care merită, pentru care să fie responsabili pentru școala noastră. Hai să fac viața mai, în școală mai extraordinară. Eu aștept la Consiliul Nou multe schimbări înspre bine. Drept de vot au avut elevii claselor a 9-a, 12-a. Ei au votat pe două buletine pentru consilieri independenți și cei delegați. Alegerile decurg în mod normal, civilizant, democratic, este conform orarului întocmit. Totul este conform legii. Elevii din liceul Constantin Steri au votat și pentru candidatura viitorului consilier al elevilor. Deci la liceul Constantin Steri deja este o tradiție de a alege președintele Consiliului Elevilor. A fost o perioadă de campanie electorală, au fost desemnați 3 candidați. Acești candidați au mers prin fiecare clasă, au făcut agitații. În parteneriat cu Centrul Dacia, astăzi alegem și Consiliul Local al Tinerilor. Organizatorii alegerilor susțin că își pun mari speranțe în noul Consiliu al Tinerilor. Consiliul nostru va fi bicameral, vom avea consilieri independenți și consilieri delegați și din cauza asta noi avem și noi niște retrăiri referitor la rezultatele care le vom obține în urma alegerilor. La alegerile Consiliului Local al Tinerilor de la Suroc au participat circa 3.000 de elevi. Acesta va fi cel de-al patrulea Consiliu ales. Aici au fost înscriși 53 de candidați de la toate instituțiile de învățământ din oraș. Noul Consiliu va avea 21 de consilieri, dintre care 10 delegați și 11 independenți. Acum când a fost ales Consiliu, urmează ca la 24 mai să fie ales și președintele Consiliului. Ziua Mondială Olimpică a fost marcată la Cimișlia. 16 echipe de sportivi din localitățile raionului Cimișlia s-au prezentat pentru a da start unui marș olimpic din centrul orașului până la stadionul localității, unde s-au desfășurat competițiile sportive. Activând ca profesor de educație fizică la Unul Basarabeasca, în anul 1980 am avut ocazia să particip câștigând o foaie de turist la Jocurile Olimpice din Moscova. Alergând cursa olimpică, 1980 de metri, unde am câștigat și eu o medalie pentru această cursă. Sportul sunt niveț. Ce practicați? De toate. Basket, fotbal, luptele. Sportul este de asemenea un lucru foarte important în viața unei persoane. Este, cum și-a spus Cristi, este viața noastră. Practic atletica ușoară, gimnastica și basketul. Cursa noastră a fost de la Leușeni spre Chișinău. Au participat din raionul Cimișlia 4 persoane, Dvorniciuc, eu, Ciocărlan, Bazatin, Mihail Mihailovca și Morar Valentina Mihailovca. Nu, unii din cei mai activi sportivi din raion. Atletica ușoară, alergările pe diferite distanțe au fost probele aflate în centrul atenției organizatorilor Zilei Mondiale Olimpice la Cimișlia. Primele starturi au fost câștigate de către elevii liceului sportiv din satul Lipoveni. 54 de metri în 55 secunde. Vedeți că este cel mai bun rezultat? Nu, am mai bun. 50. E foarte greu de alergat pe beton. Și am încercat să mă mențin pe locul 3-4 și la urmă am făcut finisarea. Este o tactică de alergare? Da, desigur. De la început așa normal și pe urmă în finisarea o facem cu toată viteza. Spectaculoase au fost competițiile la sărituri în lungime. Sportivul Dumitru Postică din satul Selemet din prima încercare a trecut peste marcajul de 5 metri. Săritura lungimii este un hobby care nu mă ocup în serios, dar pentru propria sănătate. Ce rezultat ai deocamdată? Prima săritură, 5,62. Aruncarea mingii în teren a adunat sportivi din toate localitățile raionului. Marcajul de 60 de metri însă a fost trecut doar de câțiva dintre ei. 67 acum am aruncat. Sunt adversari mai buni care au aruncat 70, dar am speranța că mă voi plasa pe un loc. În cadrul Zilei Mondiale Olimpice la Cimișlia s-au mai desfășurat competiții la tragerea odgonului, ridicarea haltelelor, arm wrestling și alte probe sportive. Sărbătoarea a fost deschisă cu elemente demonstrative la karate. Antrenorul este domnul Valeriu Grâu.
elemente demonstrative la gimnastică sportivă, doamna Mergeva, școala sportivă, și elemente demonstrative la box, domnul Untilov Dumitru, antrenor la această echipă. S-au prezentat 18 instituții de învățământ cu un număr de peste 200 de copii. Ziua Mondială Olimpică la Cimișlia a fost desfășurată în cadrul Lunarului Olimpic. Aceasta începe în a treia sâmbătă a lunii mai, când se sărbătorește Ziua Sportivului, și se încheie la 23 iunie. De Ziua Europei, Ministerul Tineretului și Sportului a organizat în premieră o cursă de ciclism pe traseul Chișinău-Iași. La evenimentul intitulat Uniți prin Sport au participat două plutoane, unul profesionist și altul de amatori. La cursă s-au alăturat și cicliștii din raionul Ungheni, pe care picăturile de ploaie nu i-au speriat, așteptând cu nerăbdare sosirea oaspeților, care au întârziat cu mai bine de 2 ore. Cum vi se pare această inițiativă? Extraordinară. O inițiativă extraordinară, dar trebuiește... Părerea mea că mai e de lucrat. Așteptăm 2 ore jumate. Să nu era chiar atât de problematic. Să știi aproximativ un ciclist profesionist cât poate distanța de 100 de km, în cât timp poate să o parcurgă. Se putea de gândit că timp, fiindcă copiii oricum sunt copii, mai pierd din interes dacă stau și pierd timpul. Fiecare din oameni vroia să participe, să fotografieze cu cicliștii, să ia pauză, este solicitant în sine cursa. Dar suntem în grafic. Trebuie să știți, mă mândresc că unghenienii au fost atât de receptivi. Cea mai mare prezentă, copii, organizare. Ministrul sportului a luat și el parte la cursă. Oficialul a mers 10 km, timp în care și-a dat seama că între box și ciclism este o mare diferență, renunțând până la final la bicicletă. Traseul cursei Chișinău-Iași a fost segmentat în mai multe tronsoane și asta pentru ca cicliștii să poată staționa pentru odihnă. Pe piața din centrul orașului Ungheni, sportivii și oficialii erau așteptați atât de localnici cât și de conducerea orașului. Acolo a fost tăiată panglica în semn de finalizare a tronsonului Călărași Ungheni. Dat fiind faptul că evenimentul este intitulat Uniți prin Sport, parte la cursă au luat și cicliștii de pe celălalt mal al Prutului. Curioși am fost să aflăm cum li s-au părut drumurile noastre. Noi am venit pe dincolo, pe la Leușeni, și ăla e super, adică e bun, pe dincoace nu e așa de bun, trebuie să recunosc. Este pentru prima dată când se organizează în țară un asemenea eveniment. La cursă au putut participa toți doritorii care au cetățenie română sau vize de intrare în țara vecină. Distanța parcursă de cicliști în cursă a fost în medie de 150 de kilometri. Lansată acum un an, Aleia Îndrăgostiților face minuni la Soroca. Gheorghe și-a luat inima în dinți și a făcut cel mai important pas din viața lui și a cerut iubita de soție. Da, a fost foarte emoționant, dar am avut îndrăzneală pentru că e iubita mea și o iubesc și vreau să-mi petrec tot timpul vieții cu ea. Fericită? Da! Momentele emoționate nu s-au sfârșit aici. Clipe de neuitat au trăit și doi tineri care și-au înregistrat căsătoria. Sunteți de acord să fiți soția lui Alexandru? Da! Stimate Alexandru, sunteți gata să oferiți mâna și inima Helenei? Da! După cuvintele magice, tinerii au fost declarați soț și soție cu acte în regulă. Suntem fericiți, este o zi importantă din viața noastră. Începutul, cred că e foarte emoționat. Pe curând, emoțiile au scăzut și mergem înainte. Emoționați au fost și Boris și Florentina Ivaneț. Cuplul are o experiență de 60 de ani, trăiți în comun. La această aniversare, ei se pot mândri cu un fecior și 3 nepoți. Toate aceste evenimente au fost desfășurate în cadrul săptămânii dedicate Zilei Familiei. Primarul orașului susține că astfel de activități vor deveni o tradiție la Soroca. Este o sărbătoare frumoasă pentru noi toți sorocenii. Noi vrem să devine sărbătoarea aceasta o tradiție și în fiecare an să vină cât mai mult oameni la sărbătoare familiei. La eveniment a avut loc și o lansare a unei cărți album cu titlul Dragostea se învață doar în doi. Ar fi bine să o facem foarte frumoasă și să o facem și ca album. Și deci de la mine a venit crâmpeia, dar mai departe a lucrat și fica. Și până la urmă s-a primit iată așa o carte album pentru tineri.
Albumele au fost dăruite tuturor cuplurilor. În final, sorocenii au putut urmări și un mic concert în orașul Soroca în anul 2012 și au unit destinele circa 600 de familii și au venit pe lume circa 800 de copii. Lista medicamentelor compensate a fost modificată. Ordinul a fost publicat pe 17 mai în Monitorul Oficial. Astfel, medicamentele vor fi prescrise și eliberate gratuit copiilor de până la 5 ani, gravidelor anemice, epilepticilor, bolnavilor psihic și diabeticilor. Medicamentele destinate tratamentului maladiilor cardiovasculare și digestive au fost compensate cu 50%, iar preparatele pentru tratarea bolilor endocrine și a astmului bronșic vor putea fi cumpărate cu doar 30% din preț. Totodată, insulina nu mai este eliberată de medicul endocrinolog, ci deja poate fi luată din farmacii cu rețeta medicului de familie. După modificarea Ministerului Sănătății, medicamentele compensate în unele farmacii din capitală nu sunt eliberate de câteva zile, iar în altele se lucrează încă după legile vechi. În 5 localități din țară, duminică 19 mai, au avut loc alegeri locale. În rezultat, satul Olișcani, raionul Șoldănești, are un nou primar, comuna Mincenii de Jos, raionul Rezina, are un nou consiliu, iar alegătorii din comunele Manta, Cahul, Chetrou, Soanenii Noi și cei din satul Visoca, Soroca, vor fi chemați din nou la urne în turul 2 de scrutin. Asociația Promolex, care a monitorizat desfășurarea alegerilor locale noi din 19 mai, a constatat mai multe încălcări. Care sunt ele, aflăm din buletin. Raionul Soroca va avea un nou consiliu local al tinerilor. Elevii claselor liceale au putut să-și dea votul în cele 10 birouri electorale deschise în incinta instituțiilor de învățământ. Potrivit reprezentanților comisiilor electorale, alegerile au decurs fără incidente. Alte informații aflăm de la Elena Celac. Ziua Mondială Olimpică a fost marcată la Cimișlia. 16 echipe de sportivi din localitățile raionului Cimișlia s-au prezentat pentru a da start unui marș olimpic din centrul orașului până pe stadionul localității, unde s-au desfășurat competițiile sportive. Cu detalii vine colegul nostru, Rodion Vârlan. Zeci de cicliști au participat la cursa Chișinău-Iași dedicată Zilei Europei. Evenimentul a fost sărbătorit și la Ungheni. Cu această ocazie s-a organizat un mic concert în centrul orașului. De asemenea, mai mulți bicicliști din localitățile raionului Ungheni i-au întâmpinat la intrarea în oraș pe cei care au dat start cursei. A urmărit îndeaproape evenimentul Cristina Lupu. Săptămâna dedicată Zilei Familiei s-a încheiat la Soroca spectaculos. Un tânăr și-a cerut iubita de soție, alții doi și-au înregistrat căsătoria, iar un cuplu ce face 60 de ani de căsătorie și-a împărtășit experiența de viață. Toate aceste evenimente au avut loc pe Aleea Îndrăgostiților din Parcul Mihai Eminescu.